perpendicular, pe V. V, V. V, V. V, V. Da. V, M. V, V, perpendicular pe om, V. Care? V, V, pe om, V. Și am dus-o atât. Și acum mergem cu alt rațional. B, C, perpendicular pe o mână. B, C, e perpendicular pe B, nu? Rezultă B, C, perpendicular pe B, mă. Da. Rezultă că B, C, perpendicular pe B, mă. Și rezultă B, mă. Și rezultă B, C, e perpendicular pe R. Dacă mergeam pe V, O, M, cum O, R aparține? Așa, O, R, inclusiv la V, O, M, V, O, M, era asta, V, O, M, V, C, perpendicular pe R. Deci, rezultă că B, C, B, C, da, e perpendicular pe O, R. O, R. Și mai avem că O, R era perpendicular pe V, C. De M, care era inclus în planul VBC. Da. VDC. Deci, iată pe... Ori pentru pe două drepte concurente, nu? Da. E perpendicular și pe V, și pe VBC. Deci, rezultă că O, R, perpendicular pe V, și o calculăm. Și acum, o R, o R, este o trăită tonică de care? Isocer. Deci V, M, cât e? V, M, da, 25, 50. 5 radical de 2. Și atunci ăsta e 5 radical de 2 pe 2. Adică 5 radical de 2 pe 2. Împărțirea 2. Vreau să o calculez pe rână, să văd cât e rână, să duc în triunghiul rână. Păi dacă ai calculatul pe aia, pe vârmă și ai înscris 5 radicale de 2. Păi da, ce vreau să înseamnă e cu jumătate. 5 radicale de 2 pe 2. Da. Așa, și o calculăm pe oră și aia ești. Omul o știm, rânul o știm. Da, dar triunghiul, în triunghiul V, omul, oră, este median. E median, și triunghiul median. Mediana, dusă din vârful lui drept, și jumătate din ipotenuză. Corect. Adică OR este cât VR și cât RM. Pe 2. Și cum VM ai spus că este 5 radical de 2, atunci OR este 5 radical de 2 pe 2. Da. Deci OR egal cu 5 radical de 2 RM egal cu VR egal cu 5 radicale 2 pe 2. Și am aflat-o și pe distanța de la O la planul de vârf. Și acum coiecția. Coiecția de A. Coiecția de A. Cum? Așa e? Da. Coiecția lui de A. Pe A, pe ce? Tocmai asta, A, O. A, O, da, O. Așa. Și cum o află pe A? Păi, aici într-un loc C, dreptunghic. Da? A, B, C, dreptunghic. A, O, C, E, 2 radical de 100. De 100. 2 radical de 10. Nu, 10 radical de 2. 10 radical de 2. Deci am mai 5 radical de 2. Exact. Deci, la punctul... C. Aici se poate B. C. Proiecția de suscrie în cine este? Proiecția lui VA pe planul A, B, C, A, B, C, să zicem, 3 puncte, este egal cu A, O, care este egal cu A, C, pe 2 și egal cu 10 radical din 2 pe 2 și egal cu 5 radical din 2. Și pe asta am aflat și pe A. Hai să mai vedem încă o dată aici, Luna, ce lucruri merită să fie reținut aici? Proiecția cam doi. Din nou, ai avut-o la îndemână, că am vorbit mai devreme. Unghiul format de două semiplane. Și o dreaptă, un punct cu o dreaptă. Dar dacă simt noi,
Asta, unde e biedru? Cum îl găsim? Perpendicular, de inteligent. E dreapta pe comună. Deci pe dreapta comună, găsim un punct... Găsim pe perpendicular și pe perpendicular, așa. Nu. Găsim un punct, un punct și în acel punct ridicăm perpendiculare și într-un semiclan și în celălalt. Și deci acolo, în punctul acela deștept pe care îl descoperim, trebuie să ducem două perpendiculare pe BC. Deci ridicăm perpendiculare în punctul ăla și punctul deștept de data asta a fost mijlocul lui BC, pentru că e plecat invers. VM e perpendiculare pe BC, dar scopul ăsta a fost. Punctul care ne fac serviciul cu corect. Știi că mai avem timp de problemă. Da, da. Punctul important fiind asta. Mijlocul lui BC. Și acolo am dat regăsit că avem acel reciprocă a doua. Am regăsit că reciprocă a doua, noi nu am enunțat pe posibilul și am demonstrat ca și cum am demonstrat. Deci am... Foarte mult de ce am avut problemele astea. Asta e matematică, de când am trebuit continuu. Deci nu există pauză. Trebuie să ajungi, mă rog, la cei care fac, fac din asta o plăcere în lucru, în mașină, când se merge, când ieși la plimbare, rămâi tot cu o problemă în minte și poți să-i dai soluții când te aștepți. Iată, nu? Vorbeam de problema aceea așa frumoasă, care am zis toată, uite cât de, cât de interesant și-a lucrat autorul. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Și zice, care se scrie ca fiind 9 milioane, 9 miliarde, să fie astea așa, plus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, nu? Și când scazi, ăsta-i tau, ăsta-i zero, și când îi scazi, ai pe zero de așa, 1 din 10, 9, deci la scădere îți vine 0, 9, 8, 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2, și îți lipsește... Și 1. Și 1. Este și 1. Și îți lipsește 8, parcă era. Da, nu știu, nu am fost la aici. 1 din 10, 9. 2 din 9, 7. Asta lipsește, da? 7. Și lipsește 8. 8 în față. Are în față. Deci e un joc foarte ușor de făcut. Noi făceam, căutam acum filozofia aceea, cum nou, cum se face, cum s-au gândit autorul. Nu, un simplu. Te-au scris pe toate, au scăzut. O să scris că îmi pune din ăsta. Plus el altul, când se facă de toate numele. Așa. Da. La scădere de iar toate numele. Da. Da, fain. Problema 22 de la pagina 188. 22 de la? 188. 188. În ipoteză, V, A, B, C, D, piramide pasatelor regulată. D, A, B, C, C. Piramide pasatelor regulată. A, B, 30 cm. Cum? AB, 12 cm. Și înălțimea V, 8. V, 8. Ami, calculați apotema. Piramide. Lăsați până cu M acolo. Da. V, așa să zice. V, M, egal apotema. Egal cu cine? Păi, pentru. Arătați că proiecțiile punctelor A și C pe punctea VB coincid. Proiecțiile. Lui A și B pe punctea B. Proiecția lui A pe B, C, de parte zis. Pe punctea... Pe punctea V, B. V, B. V, B, M. Egală cu proiecția C pe punctea B, B. Din C, B, B. B. Să arătăm asta. Și C, calculați sinusul unghiului diedru format de planele. V, B, C. V, B, C. Și V, A, D. V, A, D. D. Asta e. Da. E la aceeași profesie. Nu mai e asta.
de pe Romdon. A, B, C, D. Adică V O este tot așa dat de 8 și în ce trebuie V M U. E ușor de aflat cu V, nu? Da, O M E 6. O M este 6, 8, 6 și cât e pătrânat la 10. Mai mare, da. Și aici 4 și 3, 6, practic. 100. De 100, da? Deci asta este 10. V M punctul A a fost făcut. V M egal cu 10. Punctul B. S-a arătat proiecția lui A. PVB. A, B, V, B, coincide cu proiecția lui C, P, V, B. Proiecția lui A, B, B, B. Da. Proiecția lui A, B, B, B. E perpendicular la rotulina PVB, nu? Sigur, da. Păi, ce este perpendicular la rotulina PVB? Da. Deci, triunghiul, ce fel de triunghi este? Este un triunghi... VAB, isoscel. VAB, un triunghi isoscel, da? Da. Și ducem... Din PVB nu e... Cu VAB, este un triunghi isoscel. VA cu VB sunt proprietate. Da. Și înălțimea din V... Din A, pică undeva. Da. Într-un punct aici. R, cum zice ea, știți că îi place R. Place R. Dacă îi place R, R îi zice și noi. R. Triunghiul VAB și cu VBC, ce poți să-mi spui? Triunghiul VAB și cu VBC sunt congruente. Sunt triunghiuri congruente, da. Asemene. Sunt congruente, dacă sunt congruente, clar că sunt asemenea. Raportul de semnal e chiar 1. Că la acolo sunt egale. Și atunci, înălțimea adusă din vârful C, fiind triunghi, tot așa congruent exact ca și cel ca de... tot în ea. Fică tot în ea. Așa. Da? Și da. În felul ăsta am arătat că... A, el egal cu el, cu ce el sau ce, cum trebuie să arătăm? Nu, nu, că pică în același punct trebuia să spun, da? Da. Dar faptul că pică în același punct, de este de un punct de dacte mașină. Da. Da? Cum arătăm cu aici? Bun. Arătăm așa. Triunghiul VAB istoscel. Zicem, da, la punctul B. Triunghiul, nu, noi când de acolo, VABCD, VABCD, piramidă, patru la treabă. Regulat. Asta înseamnă că triunghiurile VAB, triunghiul VAB e egal cu triunghiul, e congruent, a zis, cu triunghiul VBG, VBG, congruent cu triunghiul VD, VDC și congruent cu triunghiul VAD. Și noi ne oprim aici, la cele două triunghiuri. Da. Și atunci, în triunghiul care VAD, eu pot să spun că... VAB. AR egal la arii perpendiculară pe VB. Arii perpendiculară pe VB. În triunghiul VBC,
care, despre care știm că în culise triunghiul VVC este congruentul triunghiului VBD. VBD. Și atunci, în triunghiul ăsta, perpendiculara din C pe VBD e aceeași funcție. VBG cu VAB, VAB. Știm asta, da? Da. Fiindcă VB e muchia comună. VAB, deci triunghiul VBG. Da. E congruent cu triunghiul VAB, da? AB. Cu VAB. Și cum vedem pe A, pe VB muchie comună. Da. Înălțimea adusă din A pe V, B, pică într-un punct R. Și acolo, când duc înălțimea, pică în același punct. Dacă zici că pică în alt punct, atunci s-ar întâmpla ca lungimile să nu mai fie egale. E ca și cum aș spune că înălțimea din triunghiul V, B, pică odată în R și odată pică în P. Nu poate să pice în două puncte distincte, da? Pentru că repet, triunghiurile V, A, B și V, B, C sunt egale. Da? Dacă sunt triunghiurile egale, mergem așa. Dacă triunghiurile sunt egale de luna, au aceeași alii. Are unui triunghi egal cu baza, ori înălțimea. Cealaltă e egal tot cu baza, ori înălțimea spre 2. Cum am pe V, B comună, înseamnă că V, R trebuie să fie egal cu cu C, P, să zicem. Ce pe dacă ar fi afranș. Doar ca să fie egale, înălțindu-se, nu se poate decât așa. Ce? Râs e după și de copia. Da. Da. Bun. Deci, ce altele dacă mai fi? A integrat pe VB, astea sunt comune. Ce P, hai să zicem. Ce V, perpendicular pe VB și A, R, egală cu ar fi egal cu CR. Dar era CR. Da, păi acum am zis. Dacă ar fi ca în alt punct, CP, am zis eu, da? Și cum ar fi egal cu CP, deci rezultă că R coincide identic cu P. R trebuie să fie același punct. R identic punctul P. Și acum, sinusul unghiului dintre VBC, VBC. Era VAB acolo, nu VAD, că nu există sinus între VBC și VAD. Acum azi. Deci VBC și VAD. VAD. VBC și VAD. Mă văd, dar e că le-a lăsut parele. D. V. A. D. Cu VBC. Deci, e vorba de, de care unghi? Între VBC și VAD. Are rost problema. Da, da. Așa, acolo. Trebuie să vedem unghiul de cele două parte. Între V, B, C și V, A, D. Trebuie să aibă dreaptă comună, nu? Trebuie să aibă dreaptă comună și aveam un singur punct. Avem V. Pe V. Acum, poate ne putem gândi că V ăla s-ar putea să fie punctul care ne interesează de pe dreapta comună, nici nu mai ne frământă dreapta comună. Eu mă gândesc că ăsta este unghiul. Duc și apătem în partea asta. Notez puțin aici. Și apare triunghiul VNM, care trece prin ori, fiind cel din cauza jocurilor. Și atunci, unghiul format din planele VBG și unghiul NV, ne învăm pentru că... Da. Așa da, 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 da. Ăla-i unghiul. Bă, nu vă unghiul e nu vă mă, nu? Nu vă mă, da. Deci unghiul este nu vă mă. Așadar, noi trebuie să aflăm aici, sinus. La sucru ce? Ce? Sinus de unghiul? Așa, pentru că nu vă mă. Nu vă mă. Pe vârmă o știm de aici, am zis. Egal, nu problemă, nu știu, apoi te-am apers să tot testez. Este un triunghi, este isoscel cu V, V,
M cu V nu egal de 10. Da, și iar N mă este de 12. 12. Nu? Da, și dar e dreptunghi? Nu. 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 Păi și cum? Ducem noi pe perpendicular. Nu, nu putea când e area metrii, egal cu plusul al două laturilor, sunt simetrie. Da, trebuie să ne aducem aminte. Vine momentul ăsta. Deci, sinus egal cu... VN. Mai întâi, area triunghiului, hai să zicem așa, area triunghiului, VNM. VNM. Să-l vadă toată lumea. Ăsta e triunghiul VNM. Asta e V. Ne, 10, 10. Aici zis, 10, 10. Și aici 12. Area triunghiului VNM egală cu VN ori VM. VN ori VM. Da, ori sinusul unghiului cerut. Sin de N, sinus. De N, V, M, sub arăt. Și egal cu V, N, V, M, e fosul cer, așa? O sinus de N, V, M, supra 2, simplificat, și egal cu 50, sinus de N, V, M. Era asta lui? Asta e area. Area metrică este plusul a două laturi, sinusul unghiului de drept este supra 2. De unde vine asta? Nu, nu crescut nici supra 2. Păi vezi, asta e povestea. Iar mereu tot încerc să te determini, să spui întrebări, de unde vine asta? De ce? Uite, credeam că nu e supra 2. Dar de ce supra 2 spun eu? Am spus, m-am oprit, am spus eu, e povestea. Hai, te rog, în data viitoare vreau să răspund la întrebarea asta. De ce e supra 2? De ce are un triunghi baza rămâne spre supra 2? Am explicat asta. De ce e supra 2? De ce supra 2? De ce supra 2? Nu mai cam. Da? Deci, te gândești la chestia asta. Și să mergem mai departe. Simt așa. Pe de altă parte, are triunghiul este baza NM-ul ori înălțimea. Și da? Ori V, O, V, O. Casa e O aici. Nu? Deci, pe de altă parte, ea este egală și cu NM ori V, O supra 2. Și NM e 12. Ori V, O, 8. Supra 2. Care înseamnă, simplificăm, 6 ori 8, 41. Da? Da. Și atunci e cadă. Și zicem, 50 ori sinus de N, V, M, egal cu 48. De unde sinus de N, V, M, egal cu 48 pe 50, da? Simplificăm prin 2, sau, da, prin 2, face 24, la 25. Este mai mic ca 1? Da. E corect? Dacă ne dea totuși pe 24, și am prostit. Da. Trebuie să revedem ca 1. Și așa am găsit sinusul. Sinusul, dar e valoarea 1. 24. Deci nu găsim valoarea 1, 3, 15, 15. Da, dar sinusul. Dar sinus. Când știa radical din 1 pe 2, era 3. Atunci ne cunoșteam unghi. Dacă spuneam 1 pe 2, radical de 2 pe 2, sau nu știu eu ce. E unghiul de măsura asta, dar zice sinusul. Ca număr. Un număr subunitar. Da. Și cu asta am văzut. Ce rămâne, din nou, o problemă pe care am semnalat-o și altă dată, este asta. Matematica este într-o legătură completă, continuă. Când încercăm să asimilăm sau să învățăm niște formule pe care nu știm să le demonstrăm, ai, de multe ori, surpriza ca să joace memoria feste, să nu fii supra 2, un film, un fi, ce fac. Dacă
când am întrebat mai devreme de ce are atribuit 4 ore de cât 6 ore de 4 ore de scăsură. Păi, uite, la dreptul unghi, am spus așa, că aia este lungimea mărțimea. Asta știm, orice de plin. Iar fiindcă e jumătate, îi trebuie dreptul unghi, e jumătate. Deci, din motivul ăsta, barca, ori înălțimea, și suprata de 2 triunghiuri. Da, da, când nu-i triunghi dreptul unghi, păi dacă e o triunghi așa, uite așa, atunci duc înălțimea. Și a făcut 2 triunghiuri cu dreptul unghi. Să zic, bucățica asta, ori înălțimea, supra 2. Plus bucățica asta, ori înălțimea aceea, supra 2. Se dă înălțimea factor cobor și apare baza, ori înălțimea, supra 2. Pentru că, la urma urmei, el face parte dintr-un dreptul, triunghiul ăsta, în care unul este prins, altul rămâne afară. Unul este prins, altul rămâne afară. Și dreptul iubi și înălțimea asta, apărea asta. Și supra 2, acum a rămas la triunghi, pentru că rămas jumătăților afară. Bucate din bucăți din dreptul ăsta. Trebuie așa matematică. Asta e logica. Și de ce la sinus, e profesorul la lateral, sinusul dintre ele, tot supra 2? Pentru că înălțimea, în loc să spună înălțimea, e aflat cu un sinus acolo. Sinusul ăsta e ca pentru opusă supra ipotenusă. Și în loc scoți înălțimea acolo și intră latura asta. Latura asta, o latura asta, că ai scos înălțimea. Și 2 rămâne la area triunghiului. Da. Deci supra 2 rămân la area triunghiului. În general, bază la înălțimea. Deci ați scos înălțimea. Și o să o scos ca fiind un sinus acolo. Și intră latura aceea. Insist pe chestia asta că așa, așa e matematica sănătoasă. Altfel, altfel este foarte obositoare. Că înveți formule, peste formule, și anul trecut am discutat. Și insist și anul ăsta, și eu duc o luptă continuă cu prezentarea matematicii în logica firească a lucrurilor. Ca să nu fii surprinsă că ceva nu știi. N-ai cum să știi niște formule. Tu și tu, voi, pe, tu te-ai convinsă, și ești convinsă în sufletul tău, că ce spun eu nu e atât de sănătos. Mai sănătos ești dacă știi formula ce trebuie să spui de unde vine. Poate e și la ta. Păi, dacă bun, dar dacă uiți ce faci. Facem sinteză? Da, să facem sinteză. Nu te cer. Mă prezint lucrurile în dorința asta pe care mi-am manifestat-o continuu într-o altă formă. Matematica într-o înlămânățire așa de informații dintr-una în altă, dintr-una în altă, și atunci n-ai emoții. Dacă e o problemă așa, care nu te prinzi acolo, e mediatizat, mai greu de accesat acolo. Dacă nu te-ai prins ideea, ai informații, o taci. Nu, nu, stai, iată. Da, eu m-am întâlnit pe tehnicul de apărat. Deci, sinteza, mă. Teorema celor 3
că am făcut să nu Pitagora. Pitagora. O piramidă, dar făcut și la geblă. Bine, la geblă n-am mai făcut. Am mai zis funcția acolo. Funcția acolo, da. Așa, și... Proiecția asta. Proiecția unei, da. Proiecția. Unei drepte sau cum? Unei... Proiecția unui segment. Da. Segment pe, o, pe un plan. Și am asta să deocamdată, acestea au fost lucruri. La revedere! La revedere! Uitați like și share. Like și share. Și tu nu vrei să spui nimic? E recite, nu mai gândește. Nu vrea să spune nimic supărat. Și nu asta, nu e adică, vedeți? La revedere!